Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Încerc să caut un loc în casă pe unde să stau. Am un șantier de oameni la... O să... Numai puțin că mi-intre și mesaje și le citesc. Am vreo 7-8 oameni la lucru cu mașini mari care acum se toarnă curtea și se pune pavaj și 30 de centimetri tot să ia pământ, nu ne auzim foarte bine. Caut un alt loc în casă, da? Da. O să caut un alt loc în casă, să vedem pe ce parte. Aici sunt un pic mai departe cum ar veni în partea asta, știi? Nu, hai în partea asta. Sunt o lecuță mai departe, o lecuță. Bună dimineața! Bună dimineața, la Moș Ajun! Așa, ajută pe oameni nevoiași, ia-mă la tine acasă. Eu nu cred în oamenii nevoiași. Nu înțelegi? Sărăcia e o atitudine, ca să ne înțelegem. Sărăcia e o atitudine. Dacă tu te trezești în fiecare dimineață și nu faci nimica, sărăcia te va îngropa și nu pe tine, și pe mine. Și nu doar pe mine, și pe ceilalți care la rândul lor nu dau piept cu viața. Ca să știi. Deci sărăcia este o atitudine. Eu am crezut că sunt buricul pământului și pot să schimb, poate lumea asta toată nu, că nu. Așa, dar o parte din ea să o fac mai bine. Știi, o părticică mică acolo, 0,002%. Și am început, știi, să ajut oameni. Și când mi-am dat seama că Dumnezeu știe de fiecare. Având în vedere că Dumnezeu știe de fiecare, eu atunci am încercat să le iau mai încet. Știi? Bun, e foarte important ce zic. Așa, am avut pălării în cap, tot felul de nebunii. Hai că îmi las părul. Așa, bun. Bună dimineața. Bună dimineața, ești drăguță. Dar soțul tău de ce nu se ocupă el de casă? Eu nu am soț pentru că nu sunt căsătorită. Așa, bună dimineața frumoasă. Bună dimineața, salutări din Târgu Neamț. Pupici în Târgu Neamț, salutări. Continuăm. Bună dimineața. Bună dimineața. Unul îmi zice, Sugi Cariciu, când mie tu îmi scrii asta, trebuie să știi că prima dată trece pe la mama ta. Uite așa, ai zis mama ta. Pe urmă mergi mai departe. Ăla e respectul pentru o femeie. Când îi spui asta, îi spui mamei tale. Și nu-i problemă. Nu-i problemă că suge și ea și eu. Deci nu-i problemă. Dar tu oricum mergi spre Perzania. Crezi că ești în energia masculină? Nu e un concurs. Hai, Sictir, bună dimineața. De unde ați luat bluza? E superbă. Nu știu, că ăsta de iarnă. Nici nu știu cum să spun. E de iarnă. E o bluză de iarnă. Foarte groasă. Vezi? O bluză de iarnă. Bun. Te pup, bună dimineața. Salut, bună dimineața. Bună dimineața, o zi frumoasă alături de la salutări de la Vaslui. We love you, Vlad Macelaru. Numai cel ce are iubire poate vorbi de iubire. Am și eu una pe verde. Bună dimineața, aș dori o mamă ca tine. Vă stă bine. Neața, Ancuța, nu-s de acord întru totul cu ce spui, dar îmi place maxim vibe-ul tău și de tine. Diana, sărăcia e o atitudine. Bun. Așa, ca și frumusețea, e o atitudine, că dacă vezi că îți crește mustața, trebuie să te ridici ca atitudine și să o iei cu ceara. Mă înțelegi? Bun. Dacă vezi că la rândul tău ești murdară, cu sebu, mizerabilă, te ridici și te speli. Îi frumusețea e o atitudine. Vrei să fii definită, bice, strice, mușchi, craci, picioare, înălțime, tonus, de la tonic. Te ridici și lupți pentru visele tale, ca să nu fii nevoită toată viața să te trezești pentru visele altora. Sărăcia, ca și frumusețea, e o atitudine. Mă înțelegi? Bun. Nu vezi că sunt femei frumoase care le lipsește ceva? Atitudinea și încrederea în ei. Da? Bun. Un om care îi sărac, că nu are foarte multă și are încredere și așa, omul ăla se poate întâlni mergând prin vibe-ul lui, apropo de asta, cu un loz, la care ăla rapid, milionar, îl dore în 14, l-a aruncat. Ăsta vine și știe ce are de făcut cu el. Continuăm. Așa, cât e gazul, nu-s așa.
Machiajul l-ai făcut singură că ți l-a făcut un make-up artist. Eu mi l-am făcut. Ce am atâta de interesant pe față? Asta nu se vede cât de urâtă și fată bătrână are la vârsta ei. Domnule Claudiu, eu sunt bătrână. Mulțumesc că e un privilegiu. Că sunt urâtă, e al doilea privilegiu. Dar asta va trebui să pui o scară și să-i spui la Dumnezeu cât sunt eu de urâtă. Și pe urmă să te uiți în jurul tău la diferență. Așa. Crezi că dacă ești bogat, ești fericit? 100%. Poți să fii foarte împăcat cu tine însăți, cu puținul care-l ai. Eu cred că omul, ca să fie fericit, nu are nevoie de mult. Pentru că e fericit nu cel care are și cel care nu dorește să aibă. Dar ia să vedem. Zicea Solomon, i-am tot. Dar nu intră, eu așa a zis la Iisus, i-am tot. Căci e clar că și eu tot ce am ea lui Dumnezeu nu e a meu. Că eu mă duc, mor și toate rămân, și de mine și de alții. Dar a zis, i-am tot, dar nu întru tot, încât să-mi cerșesc pâinea. Adică să se vadă de cel care face ceva și să nu iei Dumnezeu chiar tot. Întru atât încât să-mi cerșesc pâinea. Foarte profund ce e acolo. Ai înțeles ce spun? Pentru că ea care cerșesc sunt și obraznici și sunt mulți care cerșesc. Înțelegi? Cerșesc din milă. Dumnezeu zice altfel. Nu, continuăm. Le-am făcut pe toate. Am ajutat mai mult decât credeți voi. Și am obosit. Stați că nu mai știu cum îmi stă părul. Îți toată păr. Bun. Continuăm. Unele așa. Ești o femeie puternică care poate să înțeleagă psihologia cuplului. Crezi că intimidezi bărbații? Eu mă bucur. Dacă aș putea să intimidez pe toți și pe ăia mici care se nasc, e foarte bine. Pentru că se zice, dă-i unui bărbat slab o femeie puternică. Că săracul nici n-ar ști ce să facă cu ea. Păi dacă unul pe mine mă găsește frumoasă, realizată, cu un copil, stăpână, cu angajați, tu mă judeci de ce le am? Sau cum adică? Sau care e problema? Că n-am înțeles. De asta trebuie să ne întâlnim la nivelul la care suntem. Ca să nu fie discuții. Căci dacă căsesc cu unul care are o firmă, ca mine, așa mai departe, un angajat, 2-3 aruncați pe aici, el va ști ce înseamnă factură de plătit, ce înseamnă timpul de trezit, ce înseamnă de făcut. Și atunci noi vorbim la același nivel. Că dacă îl găsesc mai năcăjit ca mine, futu-i mama lui, el ce se întâmplă? Îi dau să mănânce, îi iau foamea și năcăjitul devine și proprietar. Păi așa e năcăjitul, al doilea drac. Că de asta trebuie să un bărbat să se ridice, ca și femeile, pentru visele lui sau a ei. Ca să nu fii nevoit ca toată viața să te trezești și să te ridici la program pentru visele altora. Mă înțelegi? Ce mai mare motivație vrei să-ți spun? Că e dimineață și nu vreau să ne mințim. Bună dimineața! Nu-mi ziceți mie de astea. Bogăția că nu știu ce. Lasă să fie. Atât de multă întrucât să nu-mi cerșesc pâinea. Mai înțelegeți? Bun. Bun. Adică că Dumnezeu ți-o dat. Toate lucrurile în felul lui. Că Dumnezeu poate să le ia de la cine vrea și să le dea cui vrea. El poate. Și sigură de asta. Și să le ia și să le dea. Bun. Intimidez bărbață. Nu am nevoie în viața mea de pizde masculine. Nu am nevoie. Sunt obosită. Numai să-i văd la distanță. Mă mir când unii au familii. Mă mir. Dumnezeule. Când îi văd, mor. Mă mir. Nu știi care e pasiv, care nu știi ce e acolo. Bun, și așa că, ce că intimidezi bărbații. Nu, un bărbat va ști cu ce să mănâncă o femeie puternică. Restul încurcă lumea și-s mulți. Și femei, sunt foarte multe, care la rândul lor au o agendă. Înțelegi? Și n-au suflet. Ele azi de viitor. Așa, că aia care stă, pentru un Don Juan, n-a făcut nimic. Toată viața ei n-a făcut nimica. Bun, bună dimineața. Anca, am primit șamponul cu argint coloidar, șamporul ca și al tău, vulvoi și plin de volum. Mă bucur. Pentru că un păr voluminos, cu o structură bogată, cu o întărire maximă, așa, face doar ăsta, șamponul ăsta. E cu argint coloidal, da?
care, normal, ajută, întărește, da? Și pregătește firul și mai ales partea care ține de sebum, de grăsime, etc. Cât mă costă șamponul și balsamul VS ROG în România? Păi transportul e 25 de lei, doamna Georgiana Bujor, și un șampon sau un balsam, la fel, prețul are de 21 de euro. Deci clar, și nu poți să-l găsești decât la ambasadorii, la ambasador. Eu sunt ambasador, mie îmi scrii pe WhatsApp, la numărul afișat pe TikTok și ți-l trimit. Pentru că nu-i normal decât să ai un păr frumos, bogat și vital. N-ai nici, pentru că dacă părul te părăsește, iubii nu-ți mai scrie, ți-ai dat pompe la inimă, da? Și atunci, iubii nu-ți mai scrie, dar tu te reconstruiești în oglindă cu tine însăți. Înțelegi? Bun. Că ăla dacă o pleca, tu îți faci stres. Că l-o pleca să fie bine. Și tu trebuie să fii și mai bine, depășind situația. Înțelegi? Că dacă plângi, te stresezi, ajungi, Doamne ferește, la o suferință, la o nebunială, o să zică, vezi, uite de ce am lăsat-o, că e nebună. Și meritați. Când o pleca George și Vasile, că ai pe Grigore și Anchidim și Fernando și Alejandro, care așteaptă 100%. Bună dimineața, ești cea mai inteligentă și frumoasă femeie, te pup dulce. Nu-ți convine că tu te pe ale tale live-uri? Îmi zice, la Nicu, nu vă certa, lăsați-l, vreau să ne auzim în privat. Sunteți deosebit de frumoasă. Anca, te rog frumos să-mi dai și mie numărul de mobil. E 0741-227-099. Așa. Tu trebuie să te uiți de jos, nu trebuie să te uiți de sus în jos. Tot timpul sunt cu capul în jos și a plecat și așa, în felul meu. Dar nici dacă nu mi ridic, nu mi ridică nimeni. A, vorbim de viață acum, ce vorbim? De ce zice un verset? Adică ăsta lui Napoleon sau cum? Care dreptate, oricare. Eu nu înțeleg ce caute bărbații ăștia pe live-ul tău. Domnul Ciubotaru, da, îi dau like, îi dau urmărire. Omul e pierdut. Deci omul e tot gât. Îi dau urmărire pentru că tot mă amenință. Suci cariciu. Are dreptate. Înțelegi? Nu. Așa e, toate sugem, nu e o regulă. Nu te preocupa. Este o industrie cerșitul. Până dimineața. Vezi, oamenii se trezesc încet, încet. Eu de obicei dau randament pe la 11 dimineața. Chiar dacă mă trezesc la ora 8, dau randament pe la 11, pentru că nu sunt trezită, ca să știi. Da? Iubesc, să mă bucur de mine, să mai amân lucrurile și așa. Nu probleme, că nu-mi fac. Dar, nu, înțelegi ce spun. Dar acum, cum am văzut burghiuri în casă, mă trezită. Așa. Așa, îl zice, îl mai cheamă și Ciubotaru și e în mai eu. Da, sigur că da, mai eu, da. Când n-ai ce să arăți, tot timpul te dezbraci. Primii care se dezbracă și ăștia la alți, de asta au o familie și sunt căsătoriți, pentru că știe că dezbrăcatul e o intimitate. Știe că respectul față de mama care l-a crescut îi o intimitate și știe că el la rândul lui se dăruiește în intimitate. Nu numai eu și nu în spațiu public. Numai dacă, într-adevăr, nu te interesează și nici pe noi nu ne interesează. Bună dimineața, ești frumoasă în suflet, ai mai multe încercări, la fel ca noi, toate femeile. Aha, bună dimineața, ce te-aș rupe, ce facem atunci când partenerul e mereu ocupat și nu ne dă importanță. La fel ca și el. Nu poți să trezești un om numai dacă îl faci să simtă ceea ce tu simți. Punct. Acolo nu merge. Ei, mă vezi. Că nu existi, că nu te vede. Și așa mai departe. Când el vorbește, zici, scuze, ai vorbit cu mine? De mult timp îmi făcea impresia că sunt numai singură. Te ascult. Și te uzi la ei așa, urmă iară, în lumea ta. Pentru că trebuie să știi să-l faci să simtă ceea ce tu simți, că altfel nu-l trezești. Sunt oameni care se trezește și zice, mă, stai un pic, că parcă dore. Și atunci vine și vorbește cu tine, nu despre tine. Deci trebuie să, așa, ce să facem atunci când partenerul, asta nu e plural, că mie nu mi se întâmplă așa ceva, ție se întâmplă. Nu zice plural, ce facem, ce faci, ce faci? Aștepți până ce vine cheful. O dată pe an, vine cheful sau de două ori. Înțelegi? Asta de Paști,
Că n-ai vopsit ouăle bine și de revelion, de revelion dacă n-ai tăiat cozonacul bine. În cazul în care are un pic de tradițional în el. Ce să faci? N-ai ce să faci, Dumnezeule? N-ai ce să faci. Bun. Ce caracter. Bună dimineața, greșit că toți vă gândiți la bani. Ai perfectă dreptate. Continuăm. Ești înțeleaptă, de ce crezi că nu a funcționat relația cu tatăl copilului numai dacă vrei să vorbești? Să ne înțelegem. Nu a funcționat? Nu a funcționat pentru că nu a vrut Dumnezeu să funcționeze până la capăt. Vedeți? Foarte multe femei stau că el e tatăl copilului. Și? Ce? Ăsta e semn de la ei din țară. Ce? Și ce? Că e tatăl copilului. Dacă tu mă pui față în față prin mesaje cu altă femeie, eu nu am nevoie de duplicitari. Și nu am nevoie ca eu să-ți cresc un copil cum ești tu. Eu fug de astfel de specimene. Pentru că copilul meu deja mă vede o temerară și o ruptătoare. Eu nu stau să repar traume străine. Ce vrei să mă duc la psiholog de cuplu? Da? Adică fac o avere ca să ce? Să repar un adult stricat. Nu se poate așa ceva. Nu! De ce n-a funcționat și nici nu va funcționa și nici cu următorul nu va funcționa și nici cu următorul nu va funcționa până ce va funcționa și dacă nu va funcționa, nu-i nicio problemă, că nici măcar nu mi-aduc aminte cui m-am dăruit. Și nu s-a întâmplat absolut nimica. Mă înțelegi? Bun. Așa, că multe trăiți cum puteți. Înțelegi? Bun. Și cum vi se dictează și cât vi se dictează. Eu nu vin din asta. De ce nu a funcționat? Pentru că nu se putea să funcționeze. Pentru că rugăciunea mea și statul meu în braț la Dumnezeu e mult mai puternic decât un intrus care vine să debusoleze. Nu vine să stea. Eu nu l-am dat pe tatăl copilului meu deoparte, că n-am avut sentimente. Nu. L-am dat deoparte pentru că nu îmi trebuie manipulatori, pentru că corpul nu mă mai asculta. Și ce era să fac cu el? Dacă nu mai poți să stai cu mine la masă, ce dracu cați cu mine în dormitor? Dacă nu mai putem... Dacă nu mai pot să te văd, pentru că mi-e greață. Uite așa mi le dă Dumnezeu. Țuc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu am trecut, vorbesc deschis despre asta, dar nu mă îngreuna. Nu mă îngreuna. Că de ce nu a funcționat și nu va funcționa, cred că nici cu următorul. Mă înțelegi? Dar asta nu înseamnă că nu-mi bag un picuț. Înțelegi? Nasul. Și posibil să nu funcționeze nici cu următorii trei. Că nu e o regulă. Și poate funcționează. E ca o loterie. Unde trebuie să fii. Trebuie să joci. Ca să iei un examen, trebuie primul lucru ce să faci. Să fii prezent. Că se poate întâmpla miracole. De câte ori nu s-au întâmplat miracole. Se primește un telefon, zice, vezi că avem oameni buni, mai analfabeti și așa, trece dracului pe toți. Dar dacă nu ești prezentă, ce faci? Ești înțeleaptă. Da, el m-a prins. Nu sunt inteligentă, sunt înțeleaptă. Pentru că nu se poate așa ceva. Când tu manipulezi o femeie și o pui pe aia altă cap în cap, eu aleg femeia aia, nu te aleg pe tine. Pentru că aia nu venea să-mi arate dacă tu nu-i scriai nimica. Pentru ce să vin? Adică nu a venit Trian să mă deranjeze și acum o slăbit 50 de chile și gata, s-a făcut presiune la inimă. Du-te mă înapoi. Și sunt sigură că povestea mea nu este singura în lume. Sunt sigură de asta. Nu se poate. Și sunt foarte bine. Sunt foarte bine. Mai bine cât sunt, n-am cuvinte să spun, sunt sclava binelui de bine ce sunt. No. Și când mi-e rău, mi-e mai bine că am, ca să știi cum văd eu viața. Continuăm. Sunteți deosebit de frumoasă, te înțeleg cu drag și oricând răspund la întrebări de acest gen, categoric. Nu cu căuta de scuze și nu deveni deja pensionare fără dinți în gură să mă vadă George și Grigore. Nu! Trec și peste George și peste Grigore și pe tocuri frumos și asumat. Pentru că orizontul e pentru toți. Umbra e pentru mulți. Și eu la umbra nucului bătrân nu stau. Pentru că se trăiește greu la umbra nucului bătrân. Foarte greu se trăiește. Și nu stau. Doamne ferește. Am înțeles, am văzut, am analizat și am plecat. Cine să-mi spună adevărul? Dacă eu îl văd cu ochii mei. Trebuie să-mi spună mie cineva adevărul dacă eu îl văd cu ochii mei? Semne bune acum, ce fac acum? Eu mă duc la psiholog să am episoade. Ce mi s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, măi? Ce faci acolo? Nu știi ce s-a întâmplat, ce ai? Doamne, ești cea mai tare, te ador, ești un model de femeie. Bună dimineața, ce caracter puternic, bună dimineața. E superbă. Neața, bravo, ce facem când partenerul e mereu ocupat? Fă-te ocupată și tu. Mă înțelegi? Nu-i concurs. Îi cel puțin o asumare a ceea ce ți se întâmplă. Sunteți o femeie
Dragă, dragă mie, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața și poftă mare la cafea, nu beau cafea, doamne, deci adevărat, banii nu cumpără tot, bineînțeles, felicitări, îți spun eu la 53 de ani, mai arată odată, bună dimineața frumoasă, bună dimineața, te iubesc, întărește doar părul sau întărește numai părul, jos, dacă nu se poate întări la ce te referi tu, n-ai nicio șansă. Nici măcar o șansă. Și asta ca asta, să vezi ăștia cu tupeu, care cred că fac ceva și li se strâng toată praf la intrare. Înțelegi? Îi au tupeu. Înțelegi? Au tupeu. Pentru că un bărbat împăcat cu sine merge la doctor, că Dumnezeu i-a lăsat. Și zice, domn doctor, am o femeie frumoasă care merită iubită și așa, dacă nu, o eliberezi. Dacă nu, o eliberezi. Nu o discuți, nu știu ce. Pentru că ăștia care nu sunt în stare, știți ce fac? Persecută femeia. Și n-au numai atâta să se facă pișul, să ridice, să facă pișul, Dumnezeule. Că mor când îi aud, când îi văd. Și femeile stau sclave, crezând că le datorează ceva. Ce? Ce? Că vine ăla cu 20. În cap, o riglă. Și odată de sânzie ne spui o riglă de 30 de centimetri și te trezești și tot jumate vițul să s-o împlinit. Și gata. Că nu tot nu se împlinește, dar jumate tot să s-o împlinit. Din rigla aia care o pui, Doamne... 30, nu se poate, dar 15 se plinește. Dar dacă nu pui și nu visești și nu ceri, nu ți se va da. Să stai cu ăla care face și ficuri. Da, că și eu asta cu unul care să n-aibă nimic, înțelegi? Să fie operat, că eu îl duc de mână. Dar să fie, domne, când se scrup ceva, să pună mâna, când lipsăște ceva, așa, că n-are treabă capul cu mușchii și cu capul de aici. Că dacă sunt conectate amândoi, n-ai ce să faci. Ăla lipsăște, ăsta nu-i, ce să faci, Dumnezeule? Că neața bună. Continuăm. Așa, bună dimineața, te urmăresc cu drag și așa. Doamne, ce bine mi-a zis de unde știi că chiar așa e, mi-a făcut pielea de găină. Mă întreb de unde ai atâta energie. De la bunul Dumnezeu, că doar nu de la oameni, că omul e om, tot să duc. Dumnezeu nu, ești frumoasă, te urmăresc cu drag. Anca, dă-mi și mie numărul de telefon, te rog, dai 0741-227-099. Anca, e momentul pentru a ne schimba pielea. Mai arată-ne odată și explică-mi cum să mă dau cu crema. Deci asta e crema pentru albire, da? Care depărtează petele maronii și de expresie. Așa? Este o cremă care se dă seara, strat subțire, ca să-ți albească petele maronii și petele de soare. Foarte, foarte profunde. Așa, se dă, sigur, seara, strat foarte subțire ca să ajute și pe bărbații care sunt unii foarte harnici, care lucrează în soare, care să zici că sunt de altă etnie. Ăia, știi, trebuie să ajutați. Așa, Pitagora, scumpă, te pup mult. Ăsta e Pitagora, ăsta e prietenul meu. Măi, Pitagora, te pup, neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, la Moș Ajun. Ne dați sau nu ne dați, imediat. A, încă o chestie. Vreau ca să intru într-un proiect, apropo de Moș Ajun și Crăciun, vreau să intru într-un proiect. Eu sunt o tipă care trebuie să văd mult ca să cred mult. Dar asta nu înseamnă că nu se supără pe mine Dumnezeu. Omul nu mai trebuie să că nu mă înțelege. Că el are... Nu înțelege pentru că nici în el nu înțeles și să răzbună pe oricine, chiar și pe mine, de pe spațiu virtual. Eu sunt o tipă care intru într-un proiect, Pitagora, mulțumesc. Intru într-un proiect și au să-mi scrie adresa, Pitagora. Tu să-mi scrii adresa. Că vreau să-ți trimit ceva adresa. Știi tu că noi vorbim, scrie-mi adresa. Auzi, intru într-un proiect unde, într-o cutie, pentru că ele sunt valabile 25 de zile, din decembrie la început până în 15 ianuarie, tu, la un număr de telefon, dai adresa și comanzi doi cozonaci agresivi, încărcați cu rahat și cu nucă. Și două cutii de cornuri, ele vine la pachet, adică vine un de ăsta întreg, cu cornuri cu dulceață și nucă și doar dulceață, și doar nucă. Da? Agresiv de multă. Pentru că vreau să dau bucuria aia de altă dată românilor mei. Da, într-adevăr, suni, să, cum îi zice, ambalează frumos și îți vine acasă să mănânci. Ele sunt valabile 25 de zile. Așa, bineînțeles că se livrează în România între 24 și 48 de ore. Când ai luat un cuțit și ți-ai pus cozonacul în mijlocul casei, îi numai și numai nucă sau rahat. Da?
Da. Deci, rahat bun în condiții, că am înțeles că cineva face cel mai bun în Zalău. Bravo lor! Așa, și eu dau start acelei campanii, comandă-ți cozonacul tău, deci tu să știi că 30% din mâncare ți-ai făcut-o. Cozonacii nu trebuie să lipsească. Și unul îi de un kilogram și alălalt e de alt kilogram. Și pe urmă, asta și asta. Și îi căutăm un preț bun cu transport inclus. Nu știu, poate 100, 125 de lei. Nu se poate să fie mai mult el. Adică, așa, ca să știi clar că el când îți vine, ți-ai lăsat tot. Ai fugit și te cerți cu, vă ascundeți ca să-l mâncați singuri. Atâta poate fi la înalt nivel acei cozonaci. Făcuți de cineva din Piatra Neamț, care toată viața lor ca familie și familie lăsată din arborele genealogii s-a ocupat numai de aceste finețuri. Bun. Ca să știți. Și la Pitagora, cum el face live, o să-i trimit lui acest cadou, bineînțeles. Îl invit la o masă cu prietenii lui, el mănâncă bucată cu bucată și să vedeți la ce nivel se poate trăi. Ancuța dragă, mi-a ajuns produsele de la tine, sunt foarte mulțumită de ele. Îți mulțumesc mult, doamna Cosmina. De la mine ce a putut la doamna Cosmina? Ia să vedem. Probabil o cremă de albit, un săpun și o pastă de dinți. Probabil și un șampon de păr. Ei, când în casă îți intră un șampon pentru păr, da, pentru păr, îți intră o pastă de dinți sau o cremă de albit, tu ți-ai făcut treaba. Adică dinți albi, pastă de dinți, pentru dinți, pe urmă, pentru păr, pentru schimbarea feței. Da? În cazul în care ai pete maronii, profunde și de soare. Așa. Bună dimineața, doamnă! Anca, ți-am scris mesaj că vreau șamponul și balsamul. Mulțumesc frumos! O să-ți răspund la mesaj. Îți răspund la mesaj și dacă îmi cer catalogul, îți dau, trimit catalogul. Nu-i problemă, ca să te uiți. Că îl trimit pe WhatsApp. Zice, Cosmina, își fac efectul? Doamna, numai dacă ai probleme cu părul, dacă îți scade, dacă îți îmbixit, dacă îți uscat, altfel n-ai rău să intri în ioni și în argint coloidal. Argintul coloidal era înainte insulină și antibiotic, înainte să apară tot felul de zinat, amoxicilină și așa mai departe. Da? Deci Dumnezeu l-a clasat lângă el. Dumnezeu nu l-a lăsat nici în stânga, nici în dreapta, lângă el l-a pus. Noi mergem în alte părți pentru că vrem să fim bolnavi. Asta e alegerea noastră. De asta eu am adus această firmă din Switzerland, elvețiană, care are patent de lucru în Polonia de distribuție, ca să ne fie mai ușor, mai scump, mai ieftine, că doctorii scumpi. Anca Săpunu este genial pentru băiatul meu de 17 ani. Îți mulțumesc foarte mult, doamnă. Doamna Maria, bravo. Anca Cârcu, ți-ai făcut sprâncenele, stă foarte bine. Doamnă, eu mi le-am, cum îi zice, laminat. Sprâncenile, pentru că atâta de multe am sprâncenile laminat, nimica nu mi-am dat pe ele, ca să știi, nimic, Dumnezeu mi-e martor, nimic nu m-am dat pe ele, așa sunt ele laminate. L-am laminat ca să nu le mai pregătesc eu. Nu, pentru că mă interesează cum arăt, să ne înțelegem. 50% pentru mine, 50% pentru alții. Așa e viața. Continuăm. Am un șampon și balsam de păr și un săpun, o să revin să mai iau, îmi zice doamna Cosmina. Da, doamna Cosmina, când te speli, te rog frumos să te speli în liniște, în sensul că între 10 și 15 minute să lași șamponul, da? Ăsta să acționeze pe păr. Uite așa, cu clăbucul ăla de așa, când îți faci părul. Bun, ok. După aia, iei balsamul, da? Balsamul. După 4 zile, după ce te-ai spălat cu șamponul, iei balsamul, deschizi, de aici așa, așa, și pui un picuț în mână. După ce ai pus în mână, freci de aici așa, în jos. Da? Uite așa. Așa. Așa, da? Tot. Ăsta la fel. Așa. Dai volum, uite așa, cu balsamul. Vorbim de înalt nivel de tehnologie. Cum ți aranjezi părul cu balsam după aia și dorm, te trezești, bineînțeles, că nu te pune nimeni să te dormi. Înțelegi? Așa ți-ai părul, cum îl am eu. Bun. Continuăm. Pupici, bună. Ce funcție ai dacă nu te superi? Sunt președintele Partidului Regalist Român, nimic fără Dumnezeu. Imaginea dinastiei și a regilor. Probabil că mă vedeți foarte relaxată și foarte glumeață.
Da. Sau vreți ca să fie femeile cum sunt firii aelea care sunt peste tot, care s-a făcut un ministeriat doar pentru o femeie și nimeni nu vede asta. Legea Uniunii Europene zice că în funcția statului trebuie să fie 35% femei cum sunt în fruntea statelor celorlalte. Și noi nu avem nici 0,5% femei. Ați înțeles? De ce sunt eu altfel? Sunt altfel. Sunt o femeie care glumesc, care râd, care mă doare, care împart. Și răspund la întrebări. Pe firea nu o să o vezi niciodată făcând asta. Înțelegi? Și știți de ce? Pentru că îi se rupe de popor. Wow! Pe mine mă interesează. Că uite, așa mai ajut un om, mai vorbesc cu un om, mai îmi exprim, pentru că fost la urmă, despre asta e vorba. Așa, eu beau argint coloidar și mă fac și pe față cu el, e minunat. Bravo, doamnă. Ia, auzi, face și Dumnezeu creme. Nu știu, adică că argintul coloidal, pe cine l-a dat argintul coloidal? Ioni, antibioticul să numără oameni în spitale în cele două infragrații de al doilea război mondial, primul și al doilea. Ei, Dumnezeule! Bună dimineața, am primit coletul, mulțumesc frumos, produsele sunt superbe, îmi zice doamna Musina Maria Emilia, în Franța, corect. Superb inelul, de unde e? Ăsta e un inel care, așa e toată viața lui, ca să știi, și am cumpărat pentru voi vreo 60 și mi-am făcut numai dușmani, că le-am vândut în 30 de minute. Și mi-am făcut dușmani. A, că nu ai mie, nu-mi dai. Nu am avut de unde să iau mai multe. Punct. Eu le-am dat așa, ca să vedeți că se poate. Sunt 7 câte zile a făcut Dumnezeu pe pământ. 7. Și asta e diferită. Pentru că e o cordă care face diferența. Una dimineața vreau și eu un șampon. Vă rog să-mi scrieți la numărul meu afișat pe TikTok și să-mi răsați adresa ca să vi-l trimit, să vă bucurați de el. Anca, vreau și eu crema de pete. Crema de pete costă 125 de lei, este făcută cu precipitat alb de mercur, e pentru albirea petelor, că dacă n-ar avea acid salicilic, precipitat alb de mercur și câteva antibiotice, nu te-ar ajuta. De asta ajută. Bună dimineața, superbă doamnă, aș dori și eu catalogul, vă rog frumos să-mi scrieți pe WhatsApp ca să vi-l trimit în secunda 2. Ce preț are acest șampon? 21 de euro. De la balsamul, asta aveți părul așa minunat, da doamnă, de la șampon și balsam. Astea folosesc eu. Vi se pare că ok femeile care rămân singure întreaga viață? Poți să privești una. Nu sunt curioasă de nimic. Eu nu mai sunt curioasă de ce îmi poate face mie un bărbat. Nu. Eu sunt curioasă de ce îmi pot eu îndeplini ca femeie, ca cerință. Ce fac eu? Concret când mă ridic. Mai înțelegi ce spun? Am fost, am stat, am văzut, am simțit. Nu-i nimic de... Wow! Am venit singur pe lumea asta și singur murim. Deci ce să fac? Să rămână toată viața singură? În solitudine să rămâi? Ești cu Dumnezeu însăși, întreg, așa cât El. El, cel prea înalt. Nu te preocupa, sunt singură, că-l super pe Duhul Sfânt. Nu e singură. Dar dacă ai fi singură, să s-ar închide și termina și în cortinele. Bună ziua, în ce s-o dezâdeți? Doamna Ancuța, nu spun cu răutate, dar verifică fondul de ten dacă nu este expirat, aveți riduri. Rizuri, sunt și mai rău uneori. Înțeles? Sunt situații când sunt și mai rău. Pentru că să spun un lucru. Crema de albire, asta face. Pentru început, ce face? Usucă. Ce face? Pregătește. Ce face? Descolorează. Ce face? Usucă și strânge. Și de asta... Eu dimineața mă fac pentru că eu știu că sunt într-un proces de albire. Mult mai albită vreau să fiu. Și atunci asta face, da? Și da, are dreptate. Când îmi pui machiajul, uneori îi pielea care își caută schimbarea. Pentru că așa, și mă dau cu cremă hidratantă. E adevărat. Dar crema asta pentru pete, câteva zile, te arată mai uscată și mult mai rău. Așa că nu te preocupa decât să mă duc să dorm și să mă opereze doctorii. Iau crema asta. Pentru că e făcută de doctori, de crema asta. Că aș fi n-ați vinde eu să fac pușcărie. Crema e pe bază de acid spermatic, luați cu încredere fetelor. Domnul deja m-a făcut curioasă. Nu, să-ți faci o firmă că cumpărăm la kil.
și mult, numai să poți să ne mulțumești. Așa, te afectează menopauza? Nu, nu sunt la menopauză încă. Mama mea a intrat la menopauză la 43 de ani, probabil că e ereditar. Mai am probabil 5 ani dacă ar fi așa. Cât costă săpunul? 40 de lei. Vreau și eu un inel. Trece-mă pe lista de așteptare. Păi stai... frumos, stai împăcat cu Vadim. Aș dori și eu șampon și balsam. Cât costă? 210 lei. Amândouă. Cât costă un inel? Asta e aia care avea dosar penal cu clubul în Tenerife și acum vă dă lecții de viață? Atât. Ce crezi că nu-l citesc mesajul ăsta? Avea? Da, am avut. Cu femei? Nu. Ești curioasă ce faci tu cu degetul? Măi, oameni buni, sunteți extraordinari. Femeia nu are 12 ani, normal că are riduri. E ceva normal, doamna Paula. Pe mine, când un bărbat îmi zice... ai riduri. Când un bărbat zice, ai asta, eu mă bucur, eu sunt onorată. Am avut un frate care a murit la 36 de ani. N-a avut privilegiu să îmbătrânească și nici să-i văd un rid, pentru că a murit. Am îmbătrânit un privilegiu. N-ați văzut aici la Burgău, au murit doi copii, doi băieți de 26 de ani și unul de 18 ani sau cât avea. A avut dragul de timp ca să vadă un rid. Am bătrânie un privilegiu și nu toți îl au. Pentru că alții mor de răutate și de grija mea. M-ai înțeles? Răutatea e aspră. Accidentul e mai ușor. Eu am murit în accident. Așa, Anca, mai dăm o dată numărul de telefon. Da, Gabriela, ai 0741-227-099. Arată-mi săpunul. Pentru asta m-am ridicat că ți-am citit mesajul. Ăsta e săpunul cu argint coloidal, care e bactericid, fungicid și virucid. Și la foarte, foarte înalt nivel de a dezinfecta fața, ciuperci, bacterii și așa. Doresc un șapon, un balsam, o cremă de albiv și cozonac. Cozonacul la sfârșitul anului. Eu garantez pentru ei. Mă duc la birou ca să onorez comenzile, că pe urmă am treabă. Aici s-aude, v-am spus, burghiuri, am tot felul de oameni la lucru. Îs peste... O secundă ca să... Vă pot arăta, ia! Ați văzut că nu mint. Nu numai puțin că am venit aici pentru ceva. Să-mi iau ochelarii. De la Moldova. Atâta prafui încât numai puțin ca să mai iau încă o geacă. Eu sunt foarte friguroasă. O geacă întreagă. Lelele, lelele, lelele. Aici nu mai ne auzim, un pic imediat. Ok. Nu cred că pot lucra. Ia.